Bună din nou și bine ați revenit la un nou videoclip. Știu că nu am mai filmat de aproape 3 săptămâni, de fapt nu, de 3 săptămâni în cap nu am mai filmat niciun videoclip, lucru pentru care îmi pare foarte, foarte rău, însă vă rog să mă credeți pe cuvânt că a fost probabil cea mai ocupată perioadă din viața mea sau oricum din ultimii 10 ani, să zicem. Și partea bună este că m-am întors cu foarte, foarte mult chef de filmat, cu foarte multe idei de videoclipuri, s-au întâmplat colaborări noi de când am mai apucat să filmez, așa că cu siguranță o să fie foarte mult content pe canalul ăsta. Ca să-mi cer scuze, din nou, timp de o perioadă, câteva săptămâni cel puțin, voi filma două clipuri pe săptămână. Este vorba de clipul de miercurea, pe care deja sper că știți, și clipul de duminică, un clip extra, deoarece v-am zis, am foarte, foarte multe idei de videoclipuri și mi se pare că de ce să nu le postez, zic. Revenind însă la clipul de astăzi, s-ar putea ca unii dintre voi să știți deja, dar în săptămâna aceasta, 28 septembrie, 3 octombrie, 4, 3, 4, 4, 4 octombrie, se sărbătoresc cărțile interzise. Este practic o săptămână în care ne aducem aminte de acele cărți care au fost la un moment dat cenzurate sau interzise într-o anumită țară, într-un anumit loc, din anumite motive. Lucru care nu este niciodată bun, evident, adică de ce ai vrea să faci chestia asta? Eu, în general, sunt foarte pro libertatea discursului și libertatea de exprimare, așa că vă dați seama că și aceste cărți interzise mă scot din sărite. Bine, majoritatea cărților pe care o să vi le arăt astăzi nu sunt interzise peste tot în lume, sau chiar dacă au fost, sunt deja suficient de vechi încât să fie ieșit de sub această restricție, dar cu toate acestea, la un moment dat sau într-un anumit loc, au fost și ele cenzurate. Videoclipul ăsta intră de asemenea și în seria de Reading Challenge, cea lansată de Pop Sugar, așadar vă voi arăta patru cărți pe care le-am citit și eu și una pe care vreau să o citesc. O să începem cu una din cărțile mele preferate din toate timpurile. Apropo, primesc foarte des întrebarea asta, care e cartea ta preferată? I have no idea. Dar cu siguranță există câteva care se învârt în jurul acelui prim loc. Ei bine, această carte este una dintre ele, este vorba despre Lolita de Vladimir Nabokov. Nu aveți idee cât de mult mi-a plăcut această carte. Am citit-o prima dată în liceu, cred, eram a 9-a sau a 10-a, după care am mai citit-o o dată pe la finalul liceului, deoarece vreau să mă destresez și mi s-a părut foarte potrivită cartea asta. Și am mai citit-o o dată la facultate, când a fost ocazia perfectă, deoarece la cursul de literatură americană am discutat foarte mult despre ea, am scris un eseu despre ea, care mi se pare că mi-a ieșit foarte bine. Dar oricum mi-a plăcut atât de mult să citesc atât cartea asta, cât și critică despre ea, cât și o versiune așa mai obiectivă. Foarte pe scurt, povestea urmărește un bărbat, la vreo 40-50 de ani, parcă avea Humbert, care se îndrăgostește de această fată, această adolescentă, dacă putem spune că era deja adolescentă, Lolita, și practic urmărește încercarea lui de a o seduce oarecum, deoarece nu știm foarte clar dacă ea vrea sau nu vrea. Este foarte, foarte edgy din punctul meu de vedere, dar este atât de mișto scrisă și faptul că nu știi niciodată exact care e adevărul, adică este Lolita sau nu implicată în toată povestea asta, cât de mult, dacă da a vrut, dacă nu, pentru că noi avem doar perspectiva lui Humbert, ceea ce face lucrurile destul de subiective, ca să zic așa. Oricum, genial, absolut genial, 5 stele din 5, vă recomand. Deși este o carte un picus mai edgy, v-am zis, eu am citit-o între a 9 sau a 10, așa că nu cred că este nepotrivită. Plus de asta, cel puțin varianta în engleză are un limbaj de o poezie cum rar am văzut. Este incredibil scrisă din punctul meu de vedere, așa că vă recomand neapărat. A doua carte este și ea una un picuț mai veche, este vorba despre Jurnalul Anei Frank, de Ana Frank, evident. De data aceasta este o carte de non-ficțiune, deoarece poveștile din această carte chiar s-au întâmplat. Ana Frank este o fetiță evreică și își povestește momentele în care se ascundeau de naziști împreună cu familia ei într-un pod de casă în Amsterdam. Este o carte foarte, foarte emoționantă și foarte profundă. Nu este deloc genul de carte care să te facă să te simți mai bine despre viață și despre lucrurile pe care le pot face oamenii, însă cu siguranță este o carte care aduce totuși o viziune oarecum diferită, deoarece mie mi s-a părut foarte tare ideea că, deși se ascundeau și deși aveau o viață, dacă se poate numi viață, absolut groaznică, Ana Frank reușește totuși să găsească acele crâmpeie de lucruri frumoase, deoarece era totuși un copil. Așa că, nu știu, mi se pare că da, așa o notă foarte personală întregului fenomen al Holocaustului și totodată o notă un pic diferită. Așa că dacă vreți să citiți
o carte despre Holocaust, o carte despre evrei și naziști. Vă recomand cu tot dragul, 5 stele din 5, foarte, foarte bună. O nouă carte interzisă, dar de data aceasta mult, mult mai previzibilă, este Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, o carte pe care pot să înțeleg de ce unii au vrut să interzică. Seamănă foarte mult cu 1984 de George Orwell, pentru cine a citit acea carte. Ideea e că urmărește o societate distopică în care cărțile erau interzise. Avem același fenomen în mai multe romane, dar aici este punctul central. Iar personajul principal este un pompier care distrugea astfel de lucruri, astfel de obiecte, și modul în care el, la un moment dat, începe să-și pună întrebări, să vadă totuși valoarea cărților, să încerce să lupte cu acest sistem dat peste cap. Foarte tare! Dacă vreți să citiți o carte despre cărți, asta este cu siguranță una pe care ar trebui să o citiți. Se citește foarte repede, deoarece este foarte micuță. Și a apărut și la noi în română la editura Paladin. Apropo, toate cărțile pe care vi le arăt astăzi au apărut în română. Lolita a apărut la Polirom, dacă nu mă înșel. Ana Frank la Humanitas, asta la Paladin. Așa că, dacă vreți să găsiți și variantele în română, vi le recomand. Și nu în ultimul rând, a partea carte pe care eu am citit-o și care a fost interzisă la un moment dat într-un anumit loc, este un roman grafic despre care deja v-am mai vorbit de un milion de ori. Este vorba despre Persepolis de Marian Satrapi. O carte genială din punctul meu de vedere, clar o să intre în top 10 cărți pe 2015, nici nu se pune problema, care urmărește povestea unei fetițe care trăiește în Iran în timpul revoluțiilor și modul în care viața ei se derulează practic atât în Iran, cât și în momentul în care reușește să iasă din țară, felul în care se adaptează sau nu la alte culturi, felul în care mentalitatea ei se schimbă. Foarte, foarte interesantă carte și ce și mai calumea este faptul că urmărește viața ei pe o perioadă foarte lungă de timp. Persepolis a fost tradusă la noi la editura Arthur, dacă nu mă înșel. Și în ultimul rând, o carte pe care vreau eu să o citesc din ciclul cărților interzise este vorba despre The Giver de Lois Lowry, tradusă la noi ca Darul lui Jonas, dacă nu mă înșel, cred, nu sunt foarte sigură, și din nou cred că ar fi apărut la editura Rao. Va trebui voi să verificați, dar oricum a fost sigur tradusă și la noi. Este o carte din nou destul de veche, are vreo 50 de ani, cred, însă a fost readusă la viață prin filmul care s-a făcut recent. Este o carte care face parte din lecturile obligatorii ale americanilor prin școala generală, așa că vă puteți da seama cam care este vârsta potrivită la care să o citiți. Însă cu toate acestea, mie mi-ar plăcea foarte, foarte mult să citesc, deoarece este un clasic la urma urmei, dar este un clasic despre care eu cel puțin n-auzisem mai nimic, așa că sunt foarte, foarte curioasă să văd despre ce e vorba. Sinceră să fiu, nu știu despre ce e vorba, n-am vrut să aflu, nu m-am uitat nici la trailerul filmului. Am văzut o singură secvență la un moment dat care era destul de antrenantă, așa că mi-închipui că este ceva destul de alert. Așadar, asta este cartea pe care o voi citi eu pentru acel criteriu de cărți interzise din Reading Challenge. Astea au fost cărțile pe care am vrut să vi le arăt astăzi. Nu uitați să-mi spuneți în comentarii ce cărți ați citit voi dintre acestea sau ce alte cărți interzise ați mai citit. Sunt foarte, foarte multe. Au fost interzis Harry Potter în anumite locuri, versetele satanice ale lui Rushdie, cărțile lui Hemingway. Foarte, foarte multe cărți au fost interzise și foarte multe cărți de care nici nu ne gândim că ar fi putut trece prin așa ceva. Însă, asta este lumea, cenzura, obiceiurile, n-ai ce să faci. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să-i dați un thumbs up și nu uitați de asemenea să vă abonați la canalul meu apăsând butonul de subscribe, butonul roșu de mai jos. Ne vom revedea duminică cu un videoclip în care vom vorbi despre plăcerile vinovate în materie de lecturi. Apoi, miercuri, voi vorbi despre o carte, voi face o recenzie, ca duminica viitoare să urmeze un concurs. Sunt foarte, foarte multe videoclipuri care sper să vă placă foarte mult, deoarece în mintea mea arată foarte bine. Așadar, până duminică, sper să citiți cât mai multe, vremea de afară este perfectă pentru așa ceva și nu uitați să-mi spuneți și mie ce mai citiți. Bye!